Bună găsit, doamnelor și domnilor, sunt Larisa Bernaschi. Continuăm România Politică. Vă spuneam înainte de publicitate că în această oră l-am invitat pe Sebastian Sacman, realizator Prima News. Bună seara, Sebi. Bună seara, Larisa. Bine ai revenit la România Politică. E așa o perioadă, așa înainte de Crăciun, de sărbători, de așa, dar e momentul de retrospectivă și a fost un an important, dar urmează un an și mai important pe scena politică. Avem 4 rânduri de alegeri și ultima mișcare politică, așa, pe scenă este polul de dreapta. A bătut palma Cătălin Drulă, Ludovic Orban și Eugen Tomac. Avem un pol de dreapta. Da, avem un pol de dreapta care se opune, în primul rând, ăsta este verbul, se opune. El este construit ca să se opună în anul 2024 mastodontului PSD-PNL și să recupereze cât mai mult din electoratul de dreapta care în mod normal și tradițional ar vota cu PNL sau a mai rămas printr-o filiație istorică sau emoțională alături de Partidul Național Liberal. E clar că această idee de unitate este marele atu al celor trei lideri politici când vorbim de Cătălin Drulă, Eugen Tomac și Ludovic Orban, pentru că animozitățile dintre ei sunt arhicunoscute și testate deja de-a lungul timpului în politica românească, ca să nu mai spun și despre viziunile doctrinare total diferite, aș spune. Pe de o parte, Cătălin Drulă este unul dintre politicienii liberali, da, care se revendică din această mișcare care contravine conservatorismului arătat și exprimat public și de Ludovic Orban și Eugen Tomac, însă din fericire pentru ei au reușit să depășească aceste piedici ideologice și să se așeze la aceeași masă. Cred eu că dreapta sau mica dreapta are de câștigat mult mai mult împreună decât s-ar fi prezentat separat în alegeri, pentru că dacă ne uităm la sondaje, vedem USR stă undeva între 12 și 15%, depinde pe cine întrebi, iar PMP și Forța Dreptei erau în marja de eroare. Sigur, PMP cu un scor ceva mai mare, 3-4%, PMP, Forța Dreptei aproape că nu există, undeva la 1%. Însă acele voturi, dacă ar fi candidat separat PMP și Forța Dreptei, la redistribuire ar fi ajuns tot în găleata PSD sau la AUR, pentru că voturile de la redistribuire merg către partidele câștigătoare, către partidele de pe primele locuri. Deci așa ajung totuși în acest coș al unui pol unit, al unei drepte unite. Sigur, nu funcționează matematica întotdeauna în politica românească și nici nicăieri în politică până la urmă. Adică dacă adunăm 15%, să spunem, scorul maximal al USR, cu 3% și cu 1% sau 2%, poate ne gândim că va da 20%. În politică nu funcționează așa. Uneori, toate aceste procente, în cazul acesta al polului dreptei, pot să se ducă peste 20%. Cred eu că este un prag psihologic acolo, 20%, nu doar pentru polul dreptei, ci și pentru celelalte partide în afară de PSD. Pentru PSD, pragul psihologic este la 30%. E cu 3 în față. E cu 3 în față. Făcut zilele trecute un interviu cu Mihai Tudose, pe care puteți să-l vedeți la Prima News tot în această perioadă. Și asta îmi spunea că el, în calitate de coordonator, de șef al campaniei electorale pentru europarlamentare, și-a stabilit acest obiectiv, ca scorul partidului să înceapă cu 3 în față. Ei bine, când vorbim de să fie pe primul loc și cu 3 în față, sunt cele două criterii pe care le au pe masă cei de la Partidul Social Democrat. Da, mi se pare că e o legătură indestructibilă între aceste două obiective, să fii pe primul loc, să ai cu 3 în față. Dacă PSD va avea cu 3 în față și nu va fi pe primul loc, înseamnă că AUR va fi undeva la 35%, ceea ce totuși nici în cele mai ultra-optimiste sondaje nu vedem aceste cifre, dar cine știe ce emoție se mai produce până atunci. De ce spuneam de acest scor, de acest prag de 20%, el este foarte important pentru polul dreptei, pentru că psihologic vorbind, le-ar da șansa sau le-ar da iluzia măcar că pot să ajungă în finala prezidențială, că pot să aibă un candidat care să intre în finala prezidențială. Și știm, va conta foarte mult pentru alegerile parlamentare. Că exact. Alegerile și locale și parlamentare, pentru că cele trei partide vor merge cu candidați comuni la toate cele 4 rânduri de alegeri. Și aici n-aș minimaliza
importanța acestei alianțe, pentru că dacă ne uităm pe cifre, vedem PMP are în jur de 45-50 de primari. PMP totuși are primari și are cred structuri că peste 50 foarte de primari, bine organizate, da, exact, în exact. Sunt vechi mulți, pedeliști. Mii de consilieri locali și județeni, dacă adunăm toți primarii celor trei partide, ajungem la câteva mii, da, de consilieri locali, județeni ca, și la câteva sute poate de primari, cred că împreună PMP cu... Am impresia că sunt pe locul 3 la numărul de primari la peste, nivel național. Peste USR, USR cred că avea vreo 45 de primari și PMP vreo 50 ceva, 60, deci cred că se apropie sau depășesc 100 de primari, sigur, vor mai fi traseiști, unii vor pleca, pe alții și vor aduce... Și Ludovic Orban vine cu o legătură foarte strânsă cu mulți primari liberali. Exact, și cu electoratul liberal de care vorbeam la începutul emisiunii, la începutul discuției noastre, cel istoric. Deci sunt mulți oameni în PNL sau mulți votanți PNL care au votat cu acest partid. Fie vreme bună, fie vreme rea, fie că au fost cu USR-ul la guvernare sau cu PSD, fie că s-au topit împreună cu pedeliștii în aceeași forță politică sau că au făcut opoziție. Sunt oameni care de 30 de ani votează istoric cu PNL. Ori, ei bine, acești oameni cred că rezonează mult mai mult cu Ludovic Orban decât cu Nicolae Ciucă sau cu Lucian Bode sau cu actuala conducere a partidului. Și în plus de asta, Ludovic Orban a avut o legătură extrem de strânsă cu primarii. Cu primarii. El așa a ajuns, de fapt, președintele partidului. Și că... ne amintim inclusiv congresul în care s-a bătut cu Florin Câțu, atunci când Florin Câțu era susținut de absolut toată lumea, toate instituțiile, toți președintele liberali, Claus președintele Iohannis, Claus Iohannis, toată lumea. Și cu toate astea, diferența de voturi a fost extrem de mică, tocmai pentru că Ludovic Orban era susținut în interiorul partidului de primari, aleși local, consilieri local, consilieri județeni, ceea ce va conta și în contextul... Și multe filiale în ansamblu care erau cu ei, sigur, unii acum s-au dat, sau imediat s-au dat de partea puterii și au rămas în relații agreabile cu, cu Nicolae Ciucă și cu... Până, și cu Bode. Până la urma urmei, putem spune așa că miza lui Ludovic Orban și a lui Eugen Toma pentru această alianță electorală ar putea fi ce? Să aibă câte un loc asigurat fiecare. Ludovic Orban bănuiesc la în Parlamentul României și Eugen Tomac în Parlamentul European. European. Eu chiar am publicat imediat după acel anunț o listă cu posibili candidați, cu numele, primele nume vehiculate pentru Parlamentul European. Mă rog, nu sunt mari surprize. Dar vreau așa, să începem așa, cu Dan Barna, care ar putea să deschidă această listă a alianței. Da, mie mi se pare greșit din start să vii cu această mutare. Eu am apreciat inteligența politică a liderilor USR atunci când au venit cu găselnița Elena Lasconi, care sigur și ea putea fi contestată, până la urmă n-a mai rezistat. Nu putem să trecem în această retrospectivă fără să vorbim de momentul Elena Lasconi la tine, exact, la emisiune, care a scos-o practic din acest calcul politic. Da, am schimbat lista USR pentru alegerile europarlamentare, dar până la acel interviu mi se părea o variantă bună și de fapt USR voia să o testeze pe Elena Lasconi în perspectiva alegerilor prezidențiale, pentru că era un personaj nou în politică, Elena Lasconi a făcut treabă la Câmpul Lung, e foarte apreciat acolo la nivel local, a reușit să aducă fonduri europene. E un vorbitor foarte bun, da, are un comunicator foarte bun, exact, din prisma jobului pe care l-a avut înainte de a intra în politică. Da, venea din lumea televiziunii, nu era un candidat pătat, nu avea schelet în dulap și iată că dintr-o dată tot acel eșafodaj, da, pe care îl construise USR s-a prăbușit, da, brusc, prin răspunsul la o simplă întrebare, într-un răspuns scurt, dar eficient. Eficient, da. Din perspectiva mea la o întrebare. Vlad Voiculescu încă se află pe lista pentru alegerile europarlamentare. Crezi că în luna mai, când se depun aceste liste, sau în finalul lunii aprilie, când se depun listele la AEP, îl vom vedea pe Vlad Voiculescu încă pe această listă? Da, eu cred că îl vom vedea pe Vlad Voiculescu acolo, pentru că el este cumva un simbol pentru USR. Și chiar dacă acum este anchetat de DNA și cumva contrazice tot modul de comunicare al USR din, de la înființare și până acum, deci din ultimii 7 ani, sigur, ne amintim pe liderii USR care strigau și în Parlament și în stradă DNA să vină să vă ia, sau cei care cereau că politicienii anchetați pentru corupție să demisioneze din funcție, da? Să facă un pas în spate și să se retragă din politică. Însă, sigur, vorbim aici și despre o ipocrizie a USR, care nu-și respectă sloganurile anterioare, dar în același timp vorbim și despre un partid care devine
din antisistem într-un partid mainstream și orice partid mainstream are un electorat captiv, un electorat care îl va urma până în pânzele albe și pentru care aceste anchete nu fac altceva decât să îi îndârjească, să-i mobilizeze și mai mult la vot. Dar întrebarea este cât de mare este acest electorat al USR? Da. E suficient de mare sau ar fi... s-ar putea să fie mai mulți cei care nu sunt de acord cu aceste schimbări de opinie ale, totuși, ale când, partidului. Când vine vorba despre cantitatea electorală, da, când vorbim despre USR cantitativ, nu calitativ, nu trebuie să avem mari așteptări. Adică ne uităm la alegerile prezidențiale sau la ultimele alegeri parlamentare unde USR a fost undeva la 15%. Au luat 1.000.000 și ceva de voturi, da, 1.500.000 de voturi. Sigur, acum mă vor contrazice unii spunându-mi că la alegerile europarlamentare din 2019 a luat 22,5%. Da, e corect pe cifre, însă atunci a fost o mobilizare foarte mare provocată de Liviu Dragnea. Ori așa acum este. Nu mai avem un Liviu Dragnea care să mobilizeze un electorat altfel absent, pentru că mulți oameni care au votat atunci USR nu se duseseră la vot nici până atunci, nici până la alegerile europarlamentare și nu s-au mai dus nici la vot și nu vor mai merge nici în continuare probabil până la finalul vieții. Liviu Dragnea a fost un simbol atunci, a fost de fapt un vehicul politic foarte puternic pentru USR. Prin încercarea lui de a scăpa de pușcărie, n-a făcut altceva decât să mobilizeze un electorat latent care s-a dus către USR. Sigur, s-a dus în altă parte și către PNL. Un discurs foarte clar și foarte consecvent al USR, pe care astăzi, anul acesta, spre finalul anului, l-am văzut total schimbat. Deci, stăteam la un moment dat în emisiuni cu reprezentanți PSD și USR. Și cei anticorupție sau pro-justiție erau cei de la PSD. Da, ascultam discursurile și mi se părea așa că ne-am întors în 2017-2018 și au făcut schimb de carnete de partid, dacă vrei, da? Da, deci exact asta e senzația. PSD, dar asta e senzația doar pentru oamenii lucizi și pentru electoratul care își cântărește foarte rațional votul. Pentru ceilalți, pentru electoratul de captiv, pentru electoratul tradițional. Aceste subtilități nu și-au locul. Cum la fel, în 2019 am avut un electorat captiv, masiv, care a votat PSD, chiar dacă acolo erau Liviu Dragnea sau Viorica Dăncilă. Deci 2 milioane de oameni votează oricând, oricum PSD. Indiferent cine e acolo. Poate să fie și o mătură în fruntea partidului, este, ei votează acea mătură. E valabil acest raționament și în cazul PNL sau și în cazul USR. Sigur, procentele diferă. Asta am vrut să zic, că de fapt acest bazin electoral îl știm la PSD foarte bine și este cel mai disciplinat, dar și cel mai mare. Exact. Este cel mai mare pentru că noi ne raportăm aici la un nivel scăzut de prezență. Da. Pentru că doar 30% din electoratul românesc, dintre cetățenii cu drept de vot, se prezintă la urne. 70% nu vin. Gândește cum ar arăta aceste cifre dacă s-ar mai mobiliza încă 30%. Păi eu n-am pretenții să fie ca în Polonia sau ca în Germania sau ca în Franța, unde prezența să depășească 70%, să fie 80%. Dar dacă prezența în România ar depăși 50% constant, vorbesc de alegerile europarlamentare, locale și parlamentare, pentru că interesul pentru prezidențiale este mult mai mare. Mult mai mare și de obicei trecem cam de 40%, dacă mi-am amintesc. Și de 50%. Am trecut și de 60% la alegerile din primul tur, din 2019 și din 2014. Asta, dar sigur, și acolo a fost pe un fond emoțional foarte puternic. Da, da. Dar dacă România ar trece constant de 50% prag de prezență la vot, atunci tot acest calcul bazat pe electoratul fidel s-ar redesena. Ar fi pur și simplu aruncat în aer. N-ai mai ști exact câți oameni vin la vot pentru PSD, câți vin pentru USR sau dacă ar apărea partide noi sau candidați independenți care în abia acel caz ar avea o șansă. Exact, abia atunci ar fi surpriza electorală. Deocamdată fiecare partid, în special USR acum, pentru că asta vreau să subliniez, că USR nu mai e partidul antisistem, deci e un partid care își hrănește, care își furajează electoratul fidel, iar cauza Vlad Voiculescu prinde acum, prin victimizare, Vlad Voiculescu devine în continuare un erou sau rămâne un erou și devine un catalizator pentru mobilizarea electoratului USR la urne sau pentru mobilizarea electoratului anti-PSD. Pentru că oamenii care votează constant anti-PSD nu țin cont neapărat că Vlad Voiculescu este chemat la DNA, că procurorii anchetează dosarul vaccinurilor. Ei cred în continuare că instituțiile statului le sunt ostile celor din USR sau sunt ostile schimbării din România. Că establishmentul politic vrea în continuare să funcționeze
funcționeze fără să fie deranjat și să rămână în picioare, să rămână la putere așa cum a fost învățat în ultimii 34 de ani. Deci mentalitățile noastre politice, când vine vorba despre electorat, sunt totuși captive, sunt tributare unor slogane electorale, unor sloganuri electorale vândute de liderii politici, fie că ei sunt de la PSD, PNL sau USR. Poate fi acest pol de dreapta, această alianță, poate fi o salvare de rebranding pentru USR? Să nu mai votezi USR, să votezi polul de dreapta, care, ok, are legătură, că oamenii pot ști că are legătură cu USR, cei care îi urmăresc constant. Dar un om care nu urmărește în mod constant politica și merge la și deschide buletin de vot și vede polul de dreapta, s-ar putea să fie atras să pună ștampila pe polul de dreapta, fiind ceva nou. Sunt sigur că vom regăsi și numele partidelor USR, PMP și Forța Drepte, pentru că altfel polul drepte aruncat așa pe un buletin de vot produce și foarte multă confuzie. Oamenii caută USR, îl caută pe Drulă, îl caută pe Tomac, îl caută pe Ludovic Orban pe buletin de vot, deci cred că vor găsi o soluție câștigătoare. Este și nu este, ca să răspund la întrebarea ta, un rebranding pentru USR? Pe de o parte, sigur, pare un nou început, pare o formă de unitate care să coaguleze electoratul nemulțumit și electoratul ostil actualei alianțe PSD-PNL. Da? Se luptă practic cu mastodont. E un fel de luptă între David și Goliat și sigur ca orice om care urmărește scena politică și care iese din doctrină, care nu e îndoctrinat, care nu e habotnic politic, ține cu cel mai slab. E la fel cum te uiți la un meci de tenis, nu-ți place tenisul, dar te uiți la o finală de Roland Garros și în general, dacă nu ajunge o româncă și de la Simona Halep, probabil nu vă mai ajunge că 50 de ani acolo, ții cu jucătorul mai slab, da? Cu tenismenul mai slab sau te uiți la campionatul mondial de fotbal, știi, cu echipa mai slabă. Dacă nu ești acolo trup și suflet pentru o culoare pentru sau anumite, pentru o emblemă. Așa se întâmplă și în politică, însă aici mai este și reversul medaliei. Totuși, din PMP sau din Forța Dreptei, sunt sigur că vor mai răsări acele cazuri de politicieni cu condamnări penale, care sunt ascunși undeva prin județe. Unii care au coabitat bine mersi cu PSD de-a lungul carierei politice. Alții care s-au remarcat mai degrabă prin traseismul politic, nu prin vreo idee genială sau prin vreun proiect de lege. Și vor avea de dat multe explicații cei de la USR, dar altfel când au pus în balanță, pentru că spuneai tu foarte bine că PMP vine cu o importantă zestre electorală, au primari, au consilieri locali, județeni și au pus în balanță cei de la USR. Iau școala PDL. Exact. Ce e mai important? E mai important toată structura ca atare cu care vine PMP la masă sau e mai important o pată care poate fi ștearsă printr-un exercițiu retoric bine calculat? Și evident și-au dat seama că matematica e mai importantă și când vii cu zestrea electorală, ca în căsniciile de pe vremuri, poate chiar de azi. Cred că și zestrea electorală l-a propulsat pe Eugen Tomac pe locul 3 la alegerile europarlamentare. Da, chiar vorbeam cu un lider USR zilele acestea și îmi spunea că domnul Tomac, Eugen Tomac, și-a câștigat singur mandatul sau vine deja cu mandatul câștigat, că PMP, având 3% în sondajele de opinie, sigur în unele poate are mai mult, dar constanta e cam undeva la 3%. 3% înseamnă și un mandat de europarlamentar. Da. Sigur, pragul electoral e 5%, să nu produc confuzie pentru oamenii care ne urmăresc. Trebuie să faci 5%, dar în sumat, de exemplu, un partid care face 6% la alegerile europarlamentare are 2 europarlamentari. Deci mandatul contabilizat strict matematic în voturi înseamnă undeva la 3%. Deci polul dreptei își propune acum să scoată undeva la 7 mandate de europarlamentar. Cred eu că ar fi un succes important acesta, ar fi o bornă extraordinar, 7. Ar fi mai mult decât o gură de oxigen. O gură de oxigen, 7 mandate. Ar însemna peste 20%, 6, da. Peste 20%, pe locul 6 mie mi se pare un loc destul de periculos. Și mie la fel. Locul 6, Violeta Alexandru, din partea Forța Dreptei. Ludovic Orban și-a trimis omul de încredere, omul care i-a stat alături în ultimii, nu știu, 5-6 ani. Exact. A fost ministrul acolo Muncii, Violeta a fost Alexandru. Liderul PNL București. Da, a fost omul lui Ludovic Orban, Violeta Alexandru, luată din ONG, a dus exact în parlament, cu mandat, pusă ministru și așa mai departe.
locul 6 pe lista de europarlamentare. Este, cred eu, este un loc semi-eligibil acolo, adică e posibil să fie un loc care te propulsează fără emoții în Parlamentul European, dacă această idee de unitate va prinde și dacă polul dreptei, USR-PMP, Forța Dreptei, fie va reuși să rupă toate barierele pe care noi le calculăm acum și le aruncăm pe piață, acest prag de care vorbeam simbolic, psihologic de 20%, deci fie se va duce peste 20% lejer, fie va fi un eșec și va rămâne undeva la 15%. Și atunci mandatul Violetei Alexandru fie va fi eligibil fără emoții, fie va fi unul neeligibil și va rămâne exact, ghilotina electorală va pica exact în fața sa, exact după locul 5. Da, trebuie să explicăm oamenilor că mai există și alt tip de negociere politică atunci când vorbim de liste la alegerile europarlamentare. Da, se mai retrag unii. Pot fi discuții în sensul în care să se retragă cineva ca să urce Violeta Alexandru, pentru că urcă și, următorul. Și aici mai e un lucru important de spus. Alegerile europarlamentare sunt cu jumătate de an înainte de alegerile asta parlamentare. Și Violeta Alexandru are mandat de deputat în acest moment. Exact. Alegerile europarlamentare sunt în luna iunie. Practic va mai avea încă jumătate de an mandat de, parlamentar. În cazul în care este un eșec aici, Violeta Alexandru se va regăsi probabil pe listele pentru alegerile parlamentare. Și nu doar așa. Unii vor candida la alegerile europarlamentare și poate vor fi interesați să facă politică în România. Și vor candida la alegerile parlamentare, apoi vor ajunge poate miniștri, că se gândesc că ajung la putere și vor renunța la mandatul de la Bruxelles, cum a făcut Cristian Ghinea. Sigur, el nu e cel mai fericit exemplu, că s-a trezit după 8 luni de europarlamentar și postul... Nu, e angajat la partid. Da, da, ia vreo 5-6 mii de euro pe lună. De la Parlamentul European. Sigur. Dar vorbesc aici strict ca alegere politică. Da. Ce calcule își fac partidele. De exemplu și la PSD. Eu sunt convins că domnul Tudose candidează acum, deschide lista la europarlamentare. Vrea să obțină din postura de șef de campanie un scor de peste 30%. Tocmai ca să se poziționeze în interiorul partidului. Da, tocmai ca să arate că e un bun manager electoral și poate fi chiar și un bun lider în perspectiva în care Marcel Ciolacu va ajunge fie la Cotroceni, fie înapoi acasă la Buzău, că de la alegerile prezidențiale ai drumul se bifurcă. Discutăm imediat și discutăm și acolo, dar aici că vreau să închei paranteza cu Mihai Tudose. Sunt sigur că el își va dori să candideze de fapt pentru Parlamentul României în toamnă și vizează un post de ministru și atunci urcă următorul pe lista PSD, un loc eligibil. Da, dar după ce se va vedea votat sigur, după ce va ajunge la Bruxelles. României. Da, și după aia, după ce va ajunge în Parlamentul României, din decembrie încolo. Deci calculele astea pe care le spun eu acum presupun două etape. Iunie, alegerea și ajungerea în Parlamentul European și apoi decembrie, o nouă alegere pentru Parlamentul României, depunerea jurământului și o majoritate parlamentară care să te țină în continuare la putere, că altfel n-ai nicio satisfacție. Să lași un mandat în Parlamentul European, să vii în opoziție în România. Nu alege nimeni. Hai să merge și la alte partide, Forța Dreptei, Forța Dreptei. O secundă aici, aș mai avea ceva de spus. Alegerea aceasta cu Dan Barna mi se pare total neinspirată. Asta nu pentru că am eu o problemă cu Dan Barna personală, Doamne ferește, mi se pare un tip rezonabil, Dan Barna, pe lângă ce calamități avem în politica noastră. Însă Dan Barna este un loser politic și aici nu vreau să-l jignesc, ci mă uit la rezultatele sale politice. Dan Barna a pierdut o confruntare cu Viorica Dăncilă pentru a accede în finala prezidențială din 2019. E o piatră de moară de piciorul său care va rămâne legată mult timp de acum încolo. Apoi, într-o competiție internă, a pierdut duelul, lupta cu Dacian Cioloș pentru șefia USR. Mi se pare că lui Dan Barna i s-a dat tot și n-a reușit să câștige Și a câștigat nimic. Foarte puțin și a livrat foarte puțin pentru USR. A fost vicepremier, sigur. Zic. A fost președinte de partid, a fost vicepremier, a fost scandal alegere prezidențială, adică cam tot ce poate să-ți ofere partidul, a primit. Propulsat și într-o funcție europeană, e vicepreședintele partidului european din care face parte USR. Asta zic, deci partidul i-a și dat, ce a livrat așa, în timp Dan Barna? Exact. Asta spun. Și nu, partidul cu el n-a avut un scor bun nici la alegerile prezidențiale, nici ulterior la alegerile parlamentare din 2020. Pentru că, să fim serioși, meritul pentru acel scor imens de 22,5% nu-i se datorează lui Dan Barna. Categoric, de la europarlamentare. Dan Barna atunci era președintele USR. Lui Liviu Dragnea. Exact, nu era pe listă și nici măcar... Și dacă vrem cumva să-i acordăm un merit cuiva, mai degrabă se duce către zona lui Dacian Cioloș, care era atunci cap de listă la USR+. Sigur, dar
suntem amândoi de acord că Liviu Dragnea a fost promotorul emblema USR, electorală a USR, da, și motorul și care a dus la acel scor. Da, a fost fix înainte, exact, cu o zi de și cu asta condamnare. Am încheiat cu polul drept. Da, cu ce vrei să continuăm? PNL, PSD, AUR? La PNL nu prea avem ce să vorbim în acest moment. Nu? Sunt doar niște nume vehiculate pe surse. Ei nu și-au stabilit nici șeful de campanie, nici lista ca atare, deci sunt foarte curios. Nu se ocupă Motreanu, Vlaga... Până acum pe cine... E o bătaie imensă acolo pe locuri. Sunt 10 candidați. E ca la medicină pe vremuri, pe lista PNL. E la fel cum s-a întâmplat și în urmă cu 4 ani, la ultimele alegeri, când mi-amintesc eu, când în ultimul BPN a lor, așa, s-a schimbat lista, noaptea s-a mai schimbat o dată lista și cea care a ajuns la AEP depusă era, de fapt, o altă listă. Exact, asta s-a întâmplat, da. Dar atunci, măcar, aveau creionat așa un plan. Aveau niște lideri din teritoriu care vreau să ajungă la Bruxelles, Blaga, Hava, Motreanu. Nu, au decis că vrea respectivă că trimitem niște oameni cu greutate care să mobilizeze partidul, exact. Și atunci nu avea problema, era că PNL nu avea locomotivă electorală și au testat, au făcut niște sondaje în care au trecut mai multe vedete sau, mă rog, moderatori importanți din prime time. Dar Rareș Bogdan îl mai vezi pe listele la europarlamentare? Îl văd pe listă, dar nu-l mai văd cap de listă acum și PNL, din păcate, nu mai are această variantă de a se uita la un post de televiziune și a lua de pe cineva din prime time, că nu prea mai vezi. Sigur, la același post mai e un personaj acolo care mai apare cu tricolorul sau mai apare îmbrăcat în uniformă militar, exact. American mai e, da, mai e unul. Dar din presă nu prea sunt variante ca să deschizi lista PNL la europarlamentare. Așadar, cred eu că liberalii fie vor merge pe o variantă internă și cel mai bine poziționat candidata lor în momentul de față este Adina Vălean, pentru că are o funcție importantă acolo, este comisar european. Și este bine văzut. Are respectul cuvenit care și emergent din PNL. Este un personaj vechi în politică și este un liberal cu notorietate, dar și cu tradiție și cu istorie în partid. Și în plus de asta o ajută și soțul. O ajută și, exact, Crin Antonescu, care încă mai naște suspine acolo în rândul unor liberali, sigur, mai vechi. Nu doar a unor liberali, da, a oamenilor în general, exact, care îl urmăresc, exact, în continuare pe Crin Antonescu și l-ar dori cumva. Dar eu am auzit și de alte variante. Spre exemplu, înțeleg că actuala conducere încearcă să-l convingă pe Emil Boc să fie cap de listă la europarlamentare. Emil Boc e cumva într-o cumpănă politică. El și-ar câștiga oricând un nou mandat la Cluj. Nu e o problemă mandatul său la Cluj. El nu fuge, n-ar fugi la Bruxelles de frica unui eșec în politica națională. Dar poate că mai vrea să schimbe aerul, pentru că Emil Boc face 20 de ani acum în primăvara de când a câștigat primăria Clujului. Și, pare că îi place. Da, pare că îi place, dar în același timp discuta cu unii colegi că și-ar dori un post la Comitetul Regiunilor. Ceva de genul ăsta, este o instituție la Bruxelles care se ocupă de dezvoltarea regiunilor și despre această ambivalență. Da, Bruxelles, restul statelor, da, UE, da? Bruxelles pe aceeași linie cu planul regional, da, să-i spunem, european. Crezi că se va mai implica Klaus Iohannis în campaniile de anul... O întrebare 24? Foarte complicată. De ce spun eu că e complicată? În mod normal ar trebui să spun că da, se va implica. Și eu tind să zic că da, dar gândește-te că președintele Klaus Iohannis își dorește să ajungă într-o funcție europeană. Să spunem președinte al Consiliului European sau poate un alt reprezentant pentru politică externă. Cred eu că în urma negocierilor, Klaus Iohannis are o imagine bună pe plan internațional. Vorbim aici de două personaje total distincte. Un personaj destul de blamat în plan intern, mai ales după ce a dus PSD la guvernare alături de PNL, dar un personaj foarte respectat în străinătate, cu foarte multe conexiuni în marile cancelarii. Da, și are acest lucru pentru că s-a schimbat cumva generația de politicieni la nivel european și Klaus Iohannis a rămas practic dintre cei mai vechi politicieni, exact. Și influent în același timp și beneficiază totuși și de statutul României, care e un stat important, da, la nivel de populație. Da, suntem al șaselea, șaptelea stat acolo și, ca mărime. Strategic. Și nu mai vorbesc și în contextul războiului, sigur. Au fost niște conflicte. Larisa, tu știi la fel de bine ca mine că domnul Iohannis poate să ajungă într-o funcție europeană, orice funcție europeană, cu
semnătura cuiva. Depinde de semnătura cuiva. Și acea semnătură aparține premierului României. În acest caz, Marcel Ciolacu. Oricare ar fi el, dar astăzi este Marcel Ciolacu și e foarte probabil ca Marcel Ciolacu să fie premierul României pe toată durata anului viitor. Și atunci, cum să faci tu politică, cum să faci tu campanie împotriva PSD când tu depinzi de semnătura liderului PSD? Pe de altă parte, vor trebui cei de la PNL să câștige și un număr important de europarlamentari. Sigur. Care să fie în PP și să fie influența din nou, ne întoarcem la zestre. Zestrea electorală cu care vine fiecare partid și pe o zestre pe care o pun pe masa bruxeleză când se împart mandatele. Și aici România stă foarte bine la acest capitol. De fapt, lucrurile se cam împart jumătate, pentru că din PPE fac parte și PNL și PMP până astăzi, da, și UDMR. Iată că PMP ar putea să treacă la grupul Renew, da? Să treacă, da, va fi interesant asta cu alianța. Se părăsească pe grupul... popularii europeni și să treacă la liberali. Dar sigur și cu mandatele PMP sau fără PMP, vorbim de unul sau două mandate, da. Calculele sunt cam aceleași, dar și socialiștii sunt foarte puternici în România, la 30% vor lua peste 10 mandate, vor lua cam 11 mandate, da, 12. Vor rămâne, și socialiștii vor rămâne probabil al doilea grup important ca mărime din Parlamentul European și în urmă. Dar aici e o problemă, acea semnătură e o corvoadă și pentru Marcel Ciolacu. Cum va explica Marcel Ciolacu electoratului PSD, votantului de rând al PSD și baronului local al PSD, oricare fie el, că PSD cedează o funcție atât de importantă. Funcția de comisar european sau de înalt reprezentant. Uite, eu n-aș fi atât de sigură că Marcel Ciolacu va fi premierul care va semna această hârtie. Da. Pentru că... Da, e posibil și acest scenariu. Știu care sunt argumentele, dar e bine să le dau. Da, îți dau și argumentele pentru care semnătura aceasta ar trebui teoretic să vină în a doua parte a anului 2024. Exact. Ei bine, în a doua parte a anului 2024, dacă se întind foarte mult negocierile la nivel european, ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 2019, ani, când s-au întins pe luni de zile. Până în noiembrie. Știi că a picat și guvernul Dăncilă și a venit guvernul Orban. Asta zic. Deci au durat extrem de mult. Cred că Marcel Ciolacu are abilitatea de a aduce această negociere și acest moment al semnăturii până după alegerile prezidențiale, adică inclusiv după alegerile parlamentare, când nu va mai conta din punct de vedere al votului. Da, e foarte posibil să ai dreptate și aici îți mai dau eu un scenariu. După alegerile europarlamentare, deci după începutul lunii iunie, PNL e posibil să scoată un scor slab la alegeri și atunci e nevoie de o revoluție internă atunci, în rândul liberalilor. Dar tot aud de această revoluție internă a PNL, dar de fapt la baza informațiilor sau a scenariilor stă scenariul Crin Antonescu. Când s-a întâmplat fix exact. Același lucru. Crin Antonescu din 2014, când 2014. A promis că ia cel puțin 20% la alegeri, a luat 15%, tot europarlamentare. Tot domnul... un an cu prezidențiale. Adică... Eduard Helvi, cap de listă, dacă mi-aduc bine aminte. Sau nu știu dacă era cap de listă, dar era pe listă, era loc eligibil. Nu mi-amintesc dacă era cap de listă, dar oricum mi-amintesc momentul în care Crin Antonescu a ieșit și a asumat scorul cu 2 în față, nu l-a făcut și a plecat. A plecat acasă. A plecat acasă, definitiv. Dacă PNL va lua, dacă se va repeta scenariul 2014 cu Crin Antonescu, sigur, cu Nicolae Ciucă în rolul lui Crin Antonescu, la 15% nu mai e pe unde să scoți cămașa. E musai să decapitezi actuala conducere, să rupe alianța cu PSD și să te duci către polul dreptei. Pentru că doar așa s-ar mai putea salva PNL. Acela ți se pare momentul în care se rupe coaliția? Pentru că voiam să discutăm și despre coaliției. Discutăm imediat despre ruperea coaliției. Vreau să discutăm două vorbe despre alegerile europarlamentare, listele PSD și AUR. La PSD e foarte clar, Mihai Tudose, cei mai disciplinați, vor fi și acolo, dar Marcel Ciolacu ne-a arătat că știe să împartă funcțiile astfel încât să fie echilibrată și să fie toată lumea mulțumită. Și Mihai tăcută. Mihai Tudose, lider al campaniei, șef de campanie, Victor Negrescu s-a luptat acolo puțin să ajungă primul pe listă, nu va reuși, dar are șase să fie în primii comisar. Trei. Da, și are șansă să fie comisar european, nu e o tragedie. Dacă nu se vor face jocurile pentru domnul Iohannis. Da, da.
E totuși într-o companie selectă, domnul Negrescu. Da, Negrescu versus Iohannis, adică este, ce poate fi mai frumos. Uite, vezi, ne întoarcem din nou la David și Goliat. Pare că tot anul 2024 va fi așa. Pe cine mai vezi pe listele pentru europarlamentare de la PSD? Din informațiile mele, Carmen Orban va fi locul 2. Nu cred că a auzit cineva de Carmen Orban. A fost managerul unui spital din București și este consiliera pe probleme de sănătate a domnului Ciolacu. Sigur, e un personaj care nu are tracțiune politică, însă așa ar respecta PSD cota de gen. PSD caută tot timpul femei în politică și PSD are femei care se pricep la politică, nu trebuie să apeleze la implanturi gen Carmen Orban, însă Marcel Ciolacu are mare încredere în doamna Orban și își dorește să fie acolo pe locul 2, loc eligibil, și știi că atunci când președintele PSD își dorește un lucru și este la putere, nu prea se încumete nimeni să-i contrazică deciziile. Da, adică la câți au mai dat locuri eligibile? Exact, și plus că PSD la 30% va avea 11-12 locuri eligibile cu redistribuire, își permite, chiar își permite să împartă la toată lumea. PPUSL înțelege că va acolo avea e problema. Două mandate de europarlamentar. Eu cred că s-ar putea să aibă să ceară mai mult domnul Dan Voiculescu, pentru că din informațiile mele se pregătesc acolo sau concurează deja mai mulți jurnaliști, mai multe vedete, vedetuțe de la Antena 3, dar și doamna Lavinia Șandru își dorește foarte mult să ajungă la Bruxelles. Ea este, nu știu, are o funcție în cadrul fundației Dan Voiculescu, da, sau PPUSL, este purtător de cuvânt la PPUSL. Da, și e și în conducerea colectivă a PPUSL, exact. Ca o conducere. Și deci rămâne acolo fix, punct fix la Bruxelles, doamna Grappini, să nu uităm totuși la lista de doamna Grappini, îi facem o nedreptate. Altfel, doamna Grappini, în ciuda tuturor ironiilor, este unul dintre cei mai disciplinați europarlamentari. De multe ori mă duc în plenul Parlamentului European și la Strasbourg și la Bruxelles, acolo rândul PSD este aproape gol, dar doamna Grappini este mereu în plenul Parlamentului. De dimineață până seara își face conștiincios treaba ca un elev tocilar. Sigur, imaginea sa în țară este cu totul alta. Nu prea poate fi luată în serios doamna Grappini, dar altfel nu putem să-i negăm munca. Scrie foarte mult și pe Facebook, pe rețelele de socializare. Asta e problema, că scrie prea mult. Scrie prea mult, dar am înțeles că greșelile sunt pentru că le scrie în grabă. Acum că spui că este toată ziua ocupată Deci eu am văzut-o cu ochii mei pe doamna Grappini acolo. Primisem și eu această informație. Vorbeau europarlamentarii PSD că doamna Grappini e cea mai muncitoare, așa nu mi-a venit să cred. Și când m-am dus acolo, chiar am urmărit zile la rând să văd dacă doamna Grappini într-adevăr era, am văzut, am deci în cap acest moment, ea singură pe tot rândul PSD. Este pe merit acest... Da, și va rămâne acolo doamna Grappini. Nu prea avem prea multe. Doamna Fedorović, cum se numește doamna, că îi stâlcesc numele de fiecare dată, care recent a fost săltată de procurorii DNA. Da, nu cred că o mai găsim. Adică după... Se pregătea și știi că e această filieră, această axă, Botoșani-Bruxelles, știi, Moldova, centrul Europei. Și mai e, da, mai și e. Și domnul Budăi, la fel și el. Dânsa mai e pe o axă bună, cea de șefa femeilor din PSD, funcție pe care a ocupat-o Viorica Dăncilă. Înainte, adică, exact. Iată, funcția te propulsează totuși în Bruxelles. Are funcție care acum, după aceste probleme cu DNA-ul, nu știu dacă va mai primi loc eligibil. Domnul Ciolacu, ai văzut... vorba ta, ajungem din nou la vorba ta, că ți se pare acum PSD cel mai pro-DNA partid. Sigur, când vorbești de pro-DNA, are o ambivalență aici termenul. Sunt și cei mai mulți ridicați de DNA, dar la nivel de conducere sunt și foarte vocali pentru lupta anticorupție și nu-și mai apără penalii. Da? Cel mai simpatic, cea mai simpatică declarație pe care am avut apropo de asta aici la România Politică a fost a domnului Zetea, vicepreședinte al PSD de mult, de pe vremea lui Dragnea, și care le-a făcut o recomandare celor de la USR și le-a spus, domnilor, am fost în situația care sunteți voi, nu mai spuneți. Am făcut eu greșeala asta, nu mai spuneți așa ceva la televizor, a fost simpat. Iată, primesc consultanță useriștii de la PSD și pe zona de justiție. Și pe zona de comunicare și pe zona de justiție, Cum să câștigați alegerile? Asta e ironia politică. Mie îmi place frumusețea aceasta. Da, și eu. Schimbul acesta de experiență între partide. Am apreciat sinceritatea domnului Zetea, sincer, pentru că știu foarte bine situațiile în care era pus dânsul cei din PSD acum câțiva ani. Aur, pentru prima dată la alegerile europarlamentare, un test important, un partid extremist, da, deci nu vrem cu UE, dar candidăm la alegerile europarlamentare. Da, vrem să distrugem UE din interior. E placa pe care nu o auzim doar în România, o auzim și în Ungaria, și în Polonia, până de curând, în fine, nu e o voce singulară, Aur, pe această scenă a extremismului european. Dar ce văd eu acolo e foarte mult haos. Ei au stabilit niște locuri la europarlamentare, dar
dar nu sunt totuși nominale, sunt niște candidați, dar nu avem o ordine a listei, știm doar că domnul Piperea va fi șeful campaniei electorale. Și aici mă așteptam totuși ca AUR să vină cu un politician bun la organizare. Domnul Piperea, sigur, e un personaj vocal, apreciat în anumite medii, dar el nu a mai fost în politică până acum, adică nu știe ce înseamnă o campanie electorală. Dacă fi lângă domnul Tudose, care a mai făcut 10.000 de campanii câștigate. E o comparație total inoportună și inadecvată. Dacă îl pui cu Gheorghe Flutur sau da, cu sau nici măcar cu Cătălin Drulă sau cu Dan Motreanu, exact. Exact, deci nu are deci, nicio treabă. Mi se pare că au început cumva cu stângul, altfel e un test foarte important acesta și pentru AUR, pentru că vedem tot felul de sondaje, da? Comandate de fitecine, AUR baie la 30%, baie la 25%, baie la 18% și va fi un barometru important acest test al alegerilor europarlamentare. Să vedem și noi care e curentul acesta totuși în România. Și mai e o mare problemă pentru George Simion, o problemă în care poartă numele Dianei Șoșoacă. Pentru că vedem, funcționează aceste două partide, AUR da. Și SOS România, da, pe principiul vaselor comunicante. Ce pierde AUR, vedem, se transferă la Diana Șoșoacă. Da, da, asta e întrebarea, că eu nu am auzit pe Diana Șoșoacă spunând că va candida la alegerile europarlamentare, că se vor înscrie, că are structuri. Adică Diana Șoșoacă e pe persoană fizică. Da, dar această persoană fizică o vedem la RISA în sondaje care a depășit pragul de 5%. Așa este, și nu e doar un prag fizic. Psihologic. Vedem și la alegerile prezidențiale, Diana Șoșoacă e acolo, în primii 3-4 candidați. Deci o femeie cu un telefon în mână, iată, poate să treacă pragul electoral în România. Sigur, tu spui bine că nu are structuri, nu are organizații, nu va avea oameni în secțiile de votare, dar prin acest curent online lansat și întreținut masiv de Diana Șoșoacă, da. Poate să ajungă în Parlamentul European și nu va fi doar ea cea care va fi propulsată de pe listele SOS România. Cu 6% vorbeam, se pot duce doi candidați în Parlamentul României. Parlamentare și Parlamentul României undeva la 30 de peste 30, 32, 33 de parlamentari. Dar acum, adică, dacă ne stabilizăm discuția doar la alegerile europarlamentare, Diana Șoșoacă ar putea să rupă electorat consistent de la AUR. Un electorat, asta am vrut să întreb, un electorat care ar putea duce AUR sub pragul de 20%. Și sigur, AUR a intrat în Parlamentul României acum 3 ani cu un scor de 9%. Însă liderii George Simion și Claudiu Târziu, îmbătați de puterea opoziției, ca să fim acum cu picioarele pe pământ, vorbesc de un succes care să ajungă la 50%. Ori tu, dacă nu ești în stare să ajungi nici măcar 20%, e clar că ești într-o pierdere de viteză, nu vei fi niciodată partidul antisistem, da, care va mătura cu PSD și PNL. Crezi că vor fi destul de suficient inteligenți politic, Diana Șoșoacă și George Simion să se pună la aceeași masă? Târziu acum să se mai pună la aceeași masă. Prea Claudiu Târziu pentru alegerile europarlamentare, pentru că Diana Șoșoacă în ultima vreme, i-am urmărit aparițiile și mesajele transmise în mediul online, dar eu sunt foarte curios de modul în care își construiesc politicienii campaniile electorale și mesajele politice, și am văzut că ținta sa predilectă este și George Simion. Da. Da. Deci nu mai e doar Câțu, Iohannis, Ciolacu, Ciucă. Nu, electoratul îi pune, este la George exact, Simion. Îi pune în aceeași oală pe toți liderii politici, inclusiv pe George Simion. Și atunci, ostilizând foarte mulți oameni, reușește Diana Șoșoacă să transfere și o parte din electoratul mai puțin radical al AUR sau mai puțin radical al lui George Simion. Și atunci oamenii care vor într-adevăr, care gândesc în acest sens, care își imaginează că schimbarea poate veni în mod brutal, o apreciază mai mult pe Diana Șoșoacă decât pe George Simion. Și atunci cred eu că principala piedică politică a lui George Simion va fi tocmai Diana Șoșoacă. Dar dacă la alegerile europarlamentare ei nu vor reuși să stea la aceeași masă, cred eu că vor învăța această lecție și vor merge împreună la alegerile prezidențiale. Pentru că altfel, dacă nu vor merge împreună, George Simion nu va prinde finala prezidențială. Și mesajul va fi foarte simplu. Noi împotriva tuturor. Exact. Adică asta va fi mesajul. Pe de altă parte, nu văd nici pe Diana Șoșoacă ajungând în finala prezidențială. Sigur, ea poate trece pragul electoral la europarlamentare, poate scoate 6%, 7%. Da, va conta foarte mult și îți vor explica cei de la UDMR, că și ei au tot timpul un candidat și am întrebat la un moment dat, de ce mai puneți candidat? Și au zis, ca să testăm ne mobilizăm și să obișnuim electoratul cu ideea alegerilor. Ideea alegerilor și mobilizarea electoratului, care e foarte important. Și Diana Șoșoacă e mai mult decât
o locomotivă electorală, ea este un partid pe persoană fizică. Da. Ea este un partid provenit dintr-un cont online. Ceea ce face Diana Șoșoacă revoluționează într-un fel, sigur, plăcut sau neplăcut, depinde de ce parte a baricadei te afli, dar Diana Șoșoacă chiar revoluționează sistemul politic din România. Da, și asta dacă nu vor ieși mai mulți oameni la vot, rămânem la un 5-6% la Diana Eu cred că ea scoate și o bună parte a electoratului nehotărât. Deci cred eu că din acel procent de 5-6% cu care este creditată în acest moment Diana Șoșoacă, nu sunt doar electorat, doar votanți dezamăgiți de AUR, de PSD sau de PNL. Sunt și oameni are notorietate în mediul online care se duc la vot tocmai din simpatie pentru Diana Șoșoacă și care altfel nu s-ar duce la vot. Are notorietate în online, inclusiv în zona de tineri, care, surprinzător sau nu, nu sunt băgați în seamă de restul partidelor. Sunt abandonați de partide politice, să spunem pe șleau. Care nu-și regăsesc neapărat o ideologie sau știu de PSD că e rău, știu de PNL că e rău, de USR n-au nicio părere, dar simt dacă îi întreb care este politicianul pe care îl știu, în afară de poate un ciucăciulac cu Iohannis, care, mă rog, sunt destul de vizibili, primul om este Diana Șoșoacă. Da. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție și vreau să vorbim despre această coaliție minunată PSD-PNL. 2024 intrăm cu această coaliție. Întrebarea este cât ține această coaliție? Da, trebuie să vedem final de 2024 cu această coaliție? E posibil orice. Dacă PSD scoate peste 30% la europarlamentare și PNL trece de 20% sau măcar se apropie de 20%, această coaliție va rezista până la finalul anului. Pe ce mă bazez? Pe faptul că imediat după alegerile europarlamentare urmează localele și ceea ce va fi un posibil șoc pentru PNL la alegerile europarlamentare, acest șoc va fi diminuat imediat la locale, pentru că știm foarte bine, PNL are foarte mulți primari, PSD și PNL au aproape un număr egal de primari, 1350, 1400, cam pe acolo. Și primarii PNL vor fi interesați să-și obțină un nou mandat. Și chiar dacă vor exista hemoragii, va exista traseism politic, mulți dintre primarii liberale ar duși cu arcanul în 2020, se vor întoarce tot cu arcanul sau unii de bunăvoie în ograda PSD. Dar chiar și așa, PNL va scoate un scor bun la alegerile locale. Prin urmare, ceea ce spun eu acum o confirmă și rezultatul alegerilor din 2016 și din 2020. Problema PNL apare între locale și parlamentare. Ei bine, între aceste două tururi de scrutin, nu vor mai avea timp să mai facă nimic. Liberalii pierd de obicei 1 milion de voturi, dar dacă vor reuși să-i mobilizeze acum pe primari pentru alegerile parlamentare și poate că alegerile parlamentare vor fi simultan cu cele prezidențiale, atunci... Auzisem o variantă la Marcel Ciolacu cu alegerile parlamentare între cele două tururi ale prezidențiale. Sau așa, ceea ce tot îți conferă o mobilizare importantă la vot, atunci PNL poate să se stabilizeze undeva la 20-22, poate chiar 23-25% în cel mai bun caz, pe mobilizarea baronilor locali și pe această idee că, băi, trageți pentru partid dacă vreți să rămâneți la bucate, la resurse, la masa puterii din 2025 încolo. Deci cred eu că e o variantă plauzibilă prin care PSD și PNL să-și mobilizeze separat electoratele pe această idee comună. Să rămânem la guvernare, să facem o majoritate prin care să rămânem la Ciolan sau la Ciolac. Pentru că domnul Ciolacu poate să ajungă și președinte, poate să rămână în continuare premier. Deși la cum arată economia țării SEBI, la cum arată previziunile analiștilor... Nu cred că își dorește foarte mult să mai rămână premier. Acolo va trebui să scoată castanele financiare fierbinți din focul puterii, dar la fel cum acest scenariu pe care l-am prezentat eu acum este ultra optimist, dar poate fi realizabil, e plauzibil, în revers avem și scenariul negativ, total, worst case scenario, cel mai rău scenariu posibil, în care PNL să fie mai aproape de 15%, PSD să coboare sub 30% și atunci matematica să nu le mai confere perspectiva guvernării. Tot glumim cu coaliția lui Nicu și Marcel, că de fapt asta este coaliția, coaliție. Pe care i-au numit-o așa, că nu e, o formă ironică de a ne raporta la această coaliție. E coaliția dintre Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Dacă unul din cei doi pleacă foarte scurt, dacă unul din cei doi pleacă, mai rezistă coaliția? Nu cred că mai rezistă coaliția. Tocmai unitatea PSD-PNL rezidă și rezultă tocmai din această relație personală Nicu și Marcel. Sebastian Zacman, doamnelor și domnilor, la România Politică mai discutăm despre ce se întâmplă anul viitor și în alte ediții. Vă mulțumim tare mult pentru atenție. Seară bună!
Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Larisa Bernaschi și începem România politică. Într-o lume plină de bărbați, femeile își fac locul pas cu pas, dacă vreți, în politica românească. Avem nevoie de legi și de norme astfel încât femeile să fie reprezentate la nivel politic. Încă avem partide politice care au organizații dedicate femeilor. Cu toate acestea, au început să ocupe funcții înalte în stat. Astăzi, alături de mine, este Anca Dragu. Bună seara, doamna Dragu! Bine ați revenit la România politică, într-un cadru așa mai de sărbătoare, într-adevăr. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să vă fac o scurtă prezentare, ca să știe și telespectatorii de ce v-am invitat astăzi aici. Anca Dragu este economist de profesie, doctor în economie, a lucrat 11 ani, doamna Dragu, la FMI, însă ați intrat în politică. Ați fost mai întâi ministru de finanțe, al doilea ministru de finanțe femeie pe care l-a avut România, iar mai apoi ați ocupat cea mai înaltă funcție ocupată de o femeie în statul român, și anume președinte al Senatului, o funcție pe care ați ocupat-o pentru o scurtă perioadă de timp, însă extrem de important. A fost practic un pas pe care România îl făcea în față în ceea ce privește susținerea femeilor în funcții înalte. Urmează să avem o femeie președinte, o doamnă la administrația prezidențială și practic avem toate funcțiile în alte stat ocupate. Doamna Dragu, aș începe așa cu o scurtă poveste a vieții dumneavoastră, pentru că am citit așa în CV-ul dumneavoastră că în anul 1996 ați finalizat studiile la ASE, facultatea mai exact, iar mai apoi am văzut că aveți o serie de studii făcute în străinătate, extrem de multe. Aș vrea să ne povestiți dumneavoastră puțin despre partea aceasta de educație pe care ați avut-o. Am terminat, într-adevăr, facultatea la ASE, Finanțe Bănci, în 1996, varianta de 5 ani era atunci. După Revoluție, imediat, ASE-ul a adăugat un an la cei 4 ani pe care îi avea în program înainte de Revoluție, pentru că oamenii s-au panicat. Studenții au zis, ce facem noi acum cu economia asta de centralizată, ce facem într-o economie de piață. Și ASE-ul a schimbat, a adaptat programa și a introdus studii de 5 ani. Deci 5 ani la zi în 96. Acesta e motivul pentru care nu aveți neapărat un master. Am și un master. Dar finaliza mai târziu. Da, da, atunci era cu tot cu master ăștia 5 deci, ani. În da. Cei 5 ani erau da. Inclus și era inclus și masterul. Nu era sistemul Bologna atunci, dar erau de ajuns 5 ani la zi. Master am făcut mai târziu, un master la SNSPA despre instituții și politici europene. În momentul în care am început să mă intersectez în activitatea de zi cu zi cu Comisia Europeană și am vrut să înțeleg mai mult din aceste politici europene, chiar îmi trebuia să înțeleg. Noi lucram destul de strâns femei cu Comisia Europeană atunci și România era în perioada de preaderare și am simțit nevoia să aprofundez aceste cunoștințe. Apoi am studii aprofundate în economie la George Washington University, o experiență impresionantă. În ce ați întâmplat asta? În 99 am plecat în America pentru un an și ceva. Câți ani aveați? 27 de ani. Erați foarte tânără și mergeați în Statele Unite ale Americii. Era un vis pentru românii, pentru românii în general în perioada respectivă. Când am ajuns la universitate și am văzut că era ca universității și am vrut o carte care nu se află atunci în bibliotecă, mi-a spus bibliotecara că nicio problemă, Hani, completezi aici un formular și în 10 zile ți-o aducem de la orice universitate din America. Era așa de jenă. Știam biblioteca de la ASE, unde erau acele cursuri litografiate, nu existau nici alea, frig, întuneric, cumplit. Deci a fost un șoc. Iar apoi am mai avut câteva internship-uri în America. Am fost la Emory University, una dintre, cred că, cele mai bogate, este în Atlanta și este finanțată de Coca-Cola. Avea o clădire întreagă, numai bibliotecă.
o clădire întreagă, imensă, numai zone pentru sport. Deci era ceva așa, o bogăție pe care nu mi-o puteam imagina. Cred că și telespectatorii se întreabă cum ați reușit să ajungeți în Statele Unite cu o bursă? Cu o bursă, da. Sau v-au susținut părinții? Care erau? Nu. N-aveam bani. Am terminat facultatea și am făcut lucrarea de disertație în politică monetară. Asta mi-a plăcut foarte mult. Singurul loc de muncă posibil în politică monetară era la Banca Națională. Și atunci, de îndată ce am terminat facultatea, am început să merg săptămânal la intrarea în Banca Națională, la vizierea acolo, să urmăresc dacă sunt scoase posturi la concurs. Toată lumea spunea că fac o muncă inutilă, pentru că oricum, chiar dacă s-a scoate, ar fi date. Aceeași poveste era și în anii respectivi. Erau ani foarte grei atunci, 96, era inflație, șomaj, era rău de tot. Și prin toamnă, așa, cred că prin septembrie, am găsit trei posturi scoase la concurs pe un domeniu care, de instrumente de politică monetară. Și atunci m-am prezentat la concurs, a durat vreo 2-3 luni, cred, procedura, astfel încât la început noiembrie deja eram angajat al Băncii Naționale, economist debutant. Deci a semnat la asta? 96, sfârșit de 96. Deci după ce a semnat la facultatea? Da, primul loc de muncă și se numea funcția de economist debutant, pentru că nu aveam experiență ca economist și 6 luni de zile stăteam așa pe această funcție de începător, unde salariul era jumătate din minimul de unui salariu de economist. Amintiți cam cât câștigați atunci la vremea respectivă? Nu mi-amintesc suma, deși am cartea de muncă acasă și m-am uitat la un moment dat, m-am și crucit, nu mai înțelegeam nimic. Dar pot să vă spun că după primul salariu m-am dus să-mi cumpăr un costum. Era un magazin acolo lângă bancă, Incomod Italia, și nu mi-ajungeau banii de un costum. Fie luam sacou, fie pantalon sau fustă. Și am plâns foarte mult. M-am dus acasă și am fost... Și ce ați ales? Am plecat, n-am mai luat nimic, am stat acasă supărată și mama era deja pensionară de ceva ani, adică nu erau prea roz condițiile financiare și eu plângeam în hohote, spunând că eu m-am dus serios la muncă o lună întreagă, am muncit de dimineață până seara, am învățat și ei nu-mi dau ăștia bani nici măcar să-mi cumpăr ceva haine. Banca Națională avea și un dress code așa în care trebuia să te duci îmbrăcat. Bineînțeles, o ținută adecvată. Dar din ce să ții ținută când salariile erau... Da. Și am tot povestit această întâmplare. De câte ori m-am întâlnit cu studenți aflați în practică la diferite instituții, la Ministerul Finanțelor sau la Senat, pentru că da, atunci mi se părea imposibil să îți poți permite să-ți cumperi un costum, să poți avansa în carieră. Și Banca Națională, într-adevăr, se pregătea intens, își pregătea oamenii și veneau cursuri din acestea foarte serioase. A fost cursul de la Praga și Viena, 2 luni, respectiv 6 luni, în care erau cu universități celebre, cu instituții celebre, cu FMI, cu Banca Mondială, cu WTO, organizau cursuri pentru tinerii oficiali din țările din China până în Cehia, cam așa era toată zona asta de țări emergente sau care se urmau a fi emergente, nu eram chiar o țară emergentă noi atunci. Și am avut această șansă extraordinară, într-adevăr. 2 ani de zile ați stat la BNR? Sau? Nu, în total am stat până la sfârșitul 2000, dar foarte mult am stat în training, de fapt, în această perioadă. Da, America, tot la... bine. Da. Bursa americană era un program tot pentru Europa Centrală și de Est, un program susținut de Congresul American. Și din România au fost foarte mulți participanți la acest program. Chiar acum vorbeam cu o fostă colegă de program să refacem o asociație alumni pentru acelor din acest program și sunt mulți oameni cu nume însemnate acum în România. Ați plecat la studii în Statele Unite? Cât a stat în Statele Unite? A stat un an și ceva la început, da. Și pe urmă v-ați întors înapoi în țară? V-ați dorit să vă întoarceți? Nu v-ați dorit să rămâneți în SUA? Uh,
cred că cumva atunci mă tenta așa, dar era puțin dificil. Aveam o viză care mă obliga să mă întorc în țară. În țară eram dornică să mă întorc la Banca Națională și să aplic. Așa era gândit programul, să aprofundezi. Da, era, să studiez ceva, ceea ce este relevant. Îți făceai programul de cursuri, astfel încât să fie relevant pentru narativul tău, pentru datoriile de serviciu. Și da, m-am dus tot pe zona asta de politică monetară și în general, piața financiară. Am avut o lucrare de final, ceva de genul reformele, relevanța pieței de capital, în general, pentru creșterea economică. Deci, am început să mă uit foarte mult la subiecte de creștere economică. Creșterea asta economică, cine o determină și de ce? Cine este ea? Cine și ce este, vrea de la viața cine noastră? Cine face creșterea asta economică? Da. Cum se face? Cu pixul, da. Că da. Vedem zilele astea de azi că o pune da. Cineva acum cu pixul. Acum apare foarte ușor făcut, de făcut o creștere economică. Incredibil. Și am învățat atâția ani ca să fac lucrul ăsta. Și da, apoi la femei însă am învățat enorm și am avut un noroc când extraordinar. Când ați ajuns la femei și cum ați ajuns la femei? Printr-un concurs în 2001 și eram economistul local principal pentru România, apoi am acoperit și alte țări. Am ajuns în timpul negocierilor unui acord, acordul acela cel mai important, care, în care s-au stabilit cumva reformele, s-au îndeplinit reformele care pregăteau România pentru aderarea la Uniunea Europeană și a fost incredibil de mult de muncă. Deci stăteam la birou, cred că în fiecare zi, până la 8-9 seara. A, în 2001, când ați plecat la FMI, era un guvern condus de Adrian Năstase, nu? Da, da. A fost vreo implicație politică în primirea dumneavoastră sau a fost strict concurs și așa mai departe? Nu. Nu avem nicio legătură cu guvernul. Eu eram angajată a instituției. Există un reprezentant al României trimis de guvern la FMI, dar e cu totul altceva. Un reprezentant la nivelul conducerii, bordul instituției. România nu are un director acolo, ci are în acest bord și este un consilier la un director. Cum sunt organizate țările în constituențe și practic este România are un reprezentant în Consiliul de Administrație al fondului. De fapt, pentru corelat cu mărimea țării, este un consilier al unui director din Consiliul de Administrație al FMI. Nu, eu eram om de desk, lucram efectiv. Angajatul instituției direct. Dimpotrivă, cred că te face ușor nedorită, neiubită, neapreciată cu autoritățile, pentru că trebuie să lucrezi cu autoritățile și autoritățile române, la autoritățile asta vă referiți. Române, da. Și na, trebuie să gândești și să implementezi și să monitorizezi implementarea politicilor și condiționalităților pe care țara și le asumă, fie că e România, Bulgaria, orice altă țară. 11 ani a stat la FMI. Am prins și criza acolo. Asta am vrut să vă întreb, că ați prins niște momente cumva emblematice pentru România și relația pe care o are România cu FMI. Erați, nu știu, criticată de colegi că sunteți româncă, erați apreciată că sunteți din România? Există astfel de... Este o soi de suspiciune. Poate fi, da. În ce fel suspiciune? Că ai relații apropiate cu autoritățile, cu ai tăi, dar pe de altă parte sunt și încântați că știi limba, știi multe reguli, înțelegi mult mai bine ce se întâmplă. Înțelegi politica locală, înțelegi cum funcționează politica statul. Nu prea ne interesa așa. Sau cum funcționează instituțiile statului. Dar făceam foarte multe reforme structurale și atunci acolo chiar îți trebuie să ai ceva mai multe mai multă înțelegere a mediului local și eu mă bucur că am putut să contribui în felul acesta. Apoi, da, de la FMI am plecat la Comisia Europeană, unde
lucram pe... Dar de ce, stați puțin, de ce ați decis să plecați de la, de la femei? Era un alt pas, era altceva. Era următorul pas pe care îl visați în carieră? V-ați dorit să lucrați? Nu, n-am avut niciun... Îmi pare foarte rău, trebuie să vă dezamăgesc, dar n-am avut niciun vis în cariera mea. Nu ați avut? Nu. Dar mă gândesc măcar pe plan personal ați avut vreun vis. Soțul, copiii, familie sau mai mult pe zona de carieră? Mi-am dorit întotdeauna să pot să fac lucrurile cât mai bine și să fiu prima. Cam asta era... Ați fost olimpică la școală, ați fost cu coroniță, cu așa... V-au cerut părinții sau așa erați dumneavoastră construită? Eram sârguincioasă și... Și v-ați dorit să ajungeți? Cred că eram așa, genul ăsta mai... vizibil și îmi plăcea să fiu eu prima. Să primul loc. Eu să fac regula, nu să o fac alții și eu să urmez. Cam asta e povestea. Da. Apoi la comisie m-am ocupat de impactul reformelor structurale asupra creșterii economice, impactul macroeconomic al reformelor structurale. Practic, aveați experiența de la femei deja. Da, știam multe. Domnii, ai șansa de a te uiți la cifrele macro, da? Deficit, inflație, creștere și trebuie să înțelegi de ce sunt ele mici, mai mici, mai mari, de ce într-o țară, de ce o țară e bogată și o țară e săracă. Și atunci începi să studiezi fiecare domeniu și vezi, ai multe arierate, în ce domenii, în sănătate, în energie, de ce sunt arierate, de ce nu ajung bani aici, care sunt politicile și regulile care se aplică, ce poți face mai bine astfel încât să elimini arieratele, să crești calitatea serviciilor, să crești numărul de beneficiari. Deci cam așa, în felul acesta acumulez foarte multe informații din toate domeniile. Energie termică, electricitate, gaze, cum, desigur, lucrez întotdeauna cu experți pe domeniu strict nișați, care știu gaze, știu electricitate. Categoric. Dar tu trebuie niște informații de la toate, pe toate domeniile. Piața muncii, piața bancară, de ce România a avut întotdeauna un sistem bancar solid. Totuși este puțin, cam prea puțin implicat în creditare. Acum, ce faci pentru a face ca băncile să fie mai prietenoase cu mediul de afaceri? N-am ajuns încă la faza aceea. Da. La Comisia Europeană v-ați mutat la Bruxelles? Da, da, da. Și cât a stat acolo? V-ați acomodat ușor? Că eu, spre exemplu, am o problemă cu Bruxelles din cauza climei. Adică, oricât de mult a stat și oricât de mult mi-ar plăcea Bruxelles, mi-e foarte greu să mă acomodez cu clima acolo. Am ajuns în ianuarie, cred, iarna așa, și era normal să fie urât afară. Pe urmă a venit primăvara care n-a venit și atunci, prin aprilie, am simțit eu de fapt ce înseamnă Bruxelles și înainte de a locui la Bruxelles, că te duci așa o zi, două, merge. Dar înainte, ai noroc și prin și o zi însorită, cum da, rar găsești la când m-am dus Bruxelles. Pe la interviuri, da, era un soare... Deci, atunci am constatat că oamenii nu vorbesc despre vreme dintr-o conveniență socială, chiar sunt afectați de vreme, da. Chiar simt nevoia să spună că e foarte înnorat afară. Sau, da. Noi spunem că este meteosensibil, dar acest lucru acolo unde e foarte mult timp înnorat și unde soarele apare foarte rar, așa, chiar pot fi afectați oamenii. Însă Bruxelles este un loc prietenos pentru familii, pentru copii, pentru sport. Sunt foarte multe facilități de sport. Bruxelles este împărțit în, deși un oraș mic, este împărțit, cred că, în 19 sectoare. Da, și fiecare comună din aceasta, fiecare sector, are o bază de sport incredibilă. Un teren de fotbal adevărat. Teren. Plus terenuri mai mici pentru copii, plus sală, bazin, fiecare comună are un bazin. În ce an se întâmpla plecarea la, mutarea la Bruxelles? 2013. Deci în 2012 am copt plecarea asta și deja nu mai puteam și acordurile se terminaseră, nu mai... Ați plecat cu familia? Da. Deci v-ați mutat cu totul cu familie, cu... Aveți un copil, nu? Da, un băiat, dacă mi-amintesc bine. Și am mers acolo. El nu prea vorbea, era micuț, așa că a început să vorbească română și franceză.
Spre surprinderea mea, nu mi-am dat seama când începe să vorbesc franceză, numai ce l-am auzit că vorbea la un moment dat. Deci da, copiii învață pur și simplu, învață nu știi pur și cum. Simplu. Dar câți ani avea? 2-3 ani bănuiesc, dacă nu, 3 ani, da. Nu vorbea. Și a început acolo grădinița? Da, la grădiniță și era destul de... Era un program de care eu eram foarte încântată, că puteam să-l duc la 7 dimineața, plăteam un pic pentru o oră înainte de grădiniță și puteam să-l iau la 6. De la, se termina la ora 4 grădinița, în mod normal, dar până la 6 puteam să-l mai țin acolo. La program prelugit și practic și avea program complet, primeam în fiecare săptămână tot meniul pe toată săptămâna. Așa că eu vedeam ce mănâncă la prânz și știam ce să-i mai dau eu acasă, să nu-i dau. Să nu mănânce copilul, nu mai pui toată ziua. Acesta este și motivul pentru care când am venit în guvern, ca ministru al finanțelor, am început să lucrez la programul Masa Caldă. Da. Vorbim imediat și de momentul în care ați venit la... înapoi, acasă, că de acolo acela a fost momentul. Nu cât a stat la Bruxelles? Până în 2016. Am stat până la sfârșitul 2015, deci cam 3 ani atunci, apoi m-am întors după guvern. M-am mai întors vreo 2 ani. Mutarea la Bruxelles sau în orice altă țară, știu că pentru părinți e foarte important, mai ales dacă copilul începe să meargă acolo la grădiniță, școală, deja băiatul dumneavoastră avea deja 6-7 ani. Când m-am întors în țară, trebuia să intre clasa 1 și a făcut clasa 1 la București. Asta am vrut să întreb. A fost o decizie luată tocmai ca să facă școala în România sau nu, a fost momentul de așa natură? Nu, am venit eu în guvern și ei au venit după mine. Și apoi, după guvern, ne-am întors. El a făcut clasa a doua și a treia înapoi în Belgia. Și apoi iar ne-am întors în România. Și, da, acum suntem în România. Acum sunteți în România. Deci, 2015... Vă întoarceți, decideți să vă întoarceți în România. În 10 noiembrie 2015 decid, cumva încurajată de soțul meu, pentru că eram destul de ok, na, stăm aici, ce să fac? Nu înțelegeam cum se poate întâmpla așa peste noapte, așa, poți să vii gata de mâine, de poimine, așa, da, 2-3 zile. Cum a fost atunci? Cine v-a contactat? Sau îl știați pe Dacian Cioloș de dinainte, nu-l din alte contexte? Pe domnul Cioloș. Nu-l cunoșteați? Eram în domenii diferite. Chiar mă gândeam, poate v-ați intersectat la Bruxelles sau ceva. Nu, el își căuta un ministru de finanțe și cred că mai mulți oameni au spus despre mine că el voia să aibă un om care să știe meserie, dar să știe și autoritățile, administrația românească și o știam, să știe și Bruxelles și știam și în general internațional, adică bifam mai multe sau bifam toate cerințele pentru un ministru de finanțe de succes. Ca să ne amintim puțin în momentul acela, Dacian Cioloș era premierul desemnat care trebuia să adune în jurul lui un guvern de tehnocrați cu un mandat limitat de un an de zile până la alegerile... Un an și două luni, vă mulțumesc, doamna fiecare dragă. Fiecare zi conta, fiecare oră. Zi conta, da. Deci astea, 14, un mandat total de 14 luni până la alegerile parlamentare de la finalul anului 2016 și a început marea căutare, pentru că mi-amintesc că au fost niște propuneri de miniștri care, chiar dacă nu erau asumați politic la vremea respectivă, au fost politici. O mare parte dintre miniștrii din cabinetul din care ați făcut parte au rămas în politică, au ales calea politicii după ceea ce ați făcut și dumneavoastră. Mai târziu. Mult mai târziu, dar cumva îi regăsim cam pe mulți dintre ei, inclusiv Dacian Cioloș, care până la vremea respectivă nu era neapărat un om politic, era de asemenea cunoscut ca tehnocrat, specialist pe zona de agricultură. Și vine luna noiembrie, a venit telefonul după ce a fost desemnat de către președintele Iohannis. Da, da.
Da. Și era... v-a sunat dânsul personal sau prin intermediar? M-a sunat întâi o cunoștință comună, cred, apoi a doua zi am vorbit cu dumnealui și chiar mi-a zis să vă spun ceva despre mine. Eu lucrez la DJ Ecfin, zice, lucrez pe dezechilibre macro. Zicea, doamnă, sunteți ăia răi. Zic, da, ok. Cam, probabil că așa aveam o procedură pe care o aplicam tuturor statelor membre și era atunci în procedura asta Germania. Consideram la acel moment unitatea la care lucram eu că Germania are dezechilibre macroeconomice și România prinsese anul acela dezechilibre și am reușit să scot România din această procedură, să conving mei colegi că luăm măsuri de reformă care să închidă dezechilibrile. Era de asemenea cu și dezechilibrile interne și externe, da. Dar ce părere v-ați făcut despre Dacian Cioloș așa la un prim telefon? Îl mai văzusem pe la vreo două conferințe, îl știam așa, o părere foarte bună. Tocmai asta a fost și motivul pentru care nu puneam semne de întrebare în și ce mă bag. Ați închis telefonul și ce ați făcut? L-ați anunțat pe soțul dumneavoastră? Am primit propunere să fiu ministru de finanțe. Am vorbit apoi, prima dată când am vorbit cu această cunoștință și am zis, ok, eu să mă gândesc și soțul meu a zis, da, sigur că da, cum? Și am zis, stai, uite, suntem aici. De fapt, chiar eram în Olanda, era ziua liberă, era ziua armistițiului și vizitam un muzeu de mașini. Și acolo la muzeu aveam net, aveam rețea Wi-Fi, am văzut și mesajul și am vorbit. Și da, e adevărat că prima mea reacție a fost să zic nu, dar soțul meu a zis, cum, dar ai muncit atât, ai fost pe cealaltă parte a mesei, este normal să te duci. Și am avut și o reacție, bine, dar ok, mă descurc, dar cum să nu? Era foarte încrezător și asta cred că se întâmpla într-o miercuri. Da, sau joi și vineri am zburat la București. Duminică seară deja am avut o întâlnire toți membrii guvernului Cioloș. Persoanele care erau propuse da. Pentru guvern, mi-am amintit la Vila Lac. Da, parcă da. Au avut da. Loc aceste întâlniri. Da, nu înțelegeam în ce mă bag atunci, sincer. Și știu când am intrat cu mașina pe poartă și erau camere, era presă, dar acum eram eu în centrul, în fața camerelor. A fost ceva foarte neplăcut, da. Așa. Vreți să vă spun un secret? Și eu eram acolo la poartă, la întâmpinare. Pe jurnaliști economici știam din perioada da, fondului. Dar erau pe cei de pe politic, da. Absolut deloc și oricum era o zonă pe care nu o înțelegeam. Cred că nici astăzi nu o înțeleg de multe ori. E greu de înțeles. Cred că trebuie doar prins așa din zbor politic, că altfel nu cred că există. Și apoi au început audierile. Audierile au fost un șoc pentru dumneavoastră? Audierile din Parlament? Nu, deloc. De asemenea, mă știau oameni din zona de buget, de la Comisia de Buget, pentru că mai aveam relații instituționale. Audierea mea a fost foarte lungă, cred că spre două ore sau... Adică chiar ne-am întins la vorbă. Fiecare membru a adresat o întrebare. Acum, da. Când păi avem audieri... Asta vreau să zic, că cred că au fost cele mai pe bune audieri ale miniștrilor da, făcute vreodată. Da, a fost vreodată. Ok, adică da, mie mi-a plăcut. Au fost cu schimbări de miniștri, de propuneri de miniștri atunci. Doamna Gușet era propusă la justiția, a fost schimbată. Domnul Andrei Baciu, acum în centrul atenției, era atunci propus la sănătate, a fost schimbat, dar chiar au fost niște audieri la care s-a dat timp pentru dezbatere și... Fiecare membru al comisiilor reunite de buget finanțe, de exemplu, la audierea mea a adresat o întrebare. Și erau întrebări complexe. Am răspuns oarecum chiar mai la pachet, așa, adică puteam să iau două, trei întrebări. Uh-huh. Astăzi și la orice audiere am participat în opoziție fiind. Ți se dă dreptul unei întrebări, ceea ce mi se pare un abuz incredibil. Adică ce se întâmplă în ziua de azi în Parlament este de neconceput. Democrația, uitați, cu dezbatere, cu nu. Stați să vedeți ce începe. Da. Am asistat la multe audiențe. Deci audiențele au fost cumva, pe bune și
De asemenea, n-am simțit atacuri în aceste audieri. A fost o discuție despre diferite subiecte pe care fiecare membru al Camerei Deputaților sau Senatului din comisia respectivă le avea de discutat. A venit, știu că la sfârșit a venit un domn la mine și mi-a zis, nu mai știu, cred că era de la PSD, și mi-a spus că ar fi vrut să voteze împotrivă, dar că l-am convins cu răspunsuri. Acum nu știu cât de politicos a fost, dar am... Dacă mi-amintesc bine, la ordinul de partid dat la vremea era să voteze pentru, da. Era să voteze pentru, ca să treacă acest guvern. Da. Nu mi-amintesc că Dacian Cioloș a avusese discuții politice cu liderii partidelor pentru siguranță. Era absolut normal acest lucru. S-au și negociat, acum putem să spunem că poate s-au prescris faptele, au fost negociate și câteva nume de miniștri propuse de către partide care au făcut parte din guvernul tehnocrat și de tehnocrați. Da, putem să ne uităm foarte bine la domnul Achimaș, da? Care a fost ministru al sănătății în acel guvern și acum este deputat din partea PSD, adică era clar că și partidele au aceste... Da, ca să fie foarte clar, dumneavoastră nu aveți, nu ați fost propusă de niciun partid la vremea respectivă. Și v-ați preluat mandatul de ministru al finanțelor. Primul contact cu intrarea în Ministerul de Finanțe înspre biroul ministrului, de acum ocupat de dumneavoastră. Da, am fost surprinsă să văd că era deja pe ușa numele meu. Credeam că se mișcă mai greu administrația. Cred că sunt obișnuiți cei de la administrativ să schimbe repede plăcuțele, că vorba aia, avem cam un ministru pe an. Cam acesta e raportul dacă ne uităm puțin în spate. Și am început să mă organizez. Am avut o primă întâlnire cu secretarii de stat, pe care i-am anunțat că nu intenționez să-i concediez. Îi știam pe unii dintre ei, cu unul fusese în colegă la BNR. Cu altă secretară de stat fusesem colegă. Lucrasem în perioada de femei, era... Era delegat frecvent. pe zona de femei. Da. Deci cunoșteați o parte. Da, știam și pe directori, știam. A fost avantaj ăsta? Foarte mare. Pentru că și ei mă știau și aveau încredere în mine, aveau încredere că nu vorbesc cu pereții, cum se întâmplă uneori, și că putem, da, discuta, găsi soluții. Adică presiunea întotdeauna este, chiar și dacă ești tehnocrat și independent, ai presiune, ba din potrivă, ai presiune din toate părțile. Așa, dacă ești de la un partid, cred că ai presiune mai mare de la partidul respectiv. Apoi am avut o întâlnire cu directorii generali ai Ministerului Finanțelor și i-am rugat să-mi facă o evaluare fiecare ce lucrează și ce obiective au, dacă au proiecte în sertar să le scoată și să începem să le implementăm, și am identificat tot felul de zonele acestea, prioritățile mandatului meu, și m-am apucat. Primul mare hop a fost bugetul. O, da. M-am dus... toată lumea m-a întrebat dacă trebuie să reluăm relația cu femeii și spuneam că nu. Trebuie să arătăm că ne putem conduce singuri. De fapt, să știți că la comisie, mai ales la Bruxelles, spuneau, am auzit această idee din partea unor colegi străini, că România se poate conduce singură, mereu are nevoie de femei și de comisie. Lucru care nu îmi plăcea, dar era percepția lor. Bineînțeles, față de da, țara și nu noastră. Era adevărat. Și atunci am spus foarte clar că nu, România nu este în faza în care să aibă nevoie de cineva să-i facă programul de guvernare și politicile economice. Nu avem nevoie de finanțare, ne putem finanța, suntem într-o situație bună și trebuie să continuăm așa. Și da, am început munca. Ați început munca. Aș vrea să-mi spuneți dacă au existat anumite obiective pe care vi le-ați pus la Ministerul de Finanțe și nu ați reușit să le îndepliniți, sau care credeți că este cea mai mare realizare pe care ați avut-o din punct de vedere profesional la Ministerul de Finanțe? Sunt foarte multe lucruri pe care le-am bifat. Am o chestiune poate banală, dar la acel moment am introdus plata cu cardul și ghișeu.ro la ANAF. Da. Deci dacă astăzi plătiți cu cardul la ANAF sau plătiți ce ține de ANAF pe ghișeu, este meritul
meu și al echipei mele. A fost foarte complicat, doar cam să știți. Atât avem până acum pe digitalizare, dacă mă întrebați pe mine, ghișeul.ro. Adică... Știți cât de greu a fost? Pentru că ministerul zicea, nu se poate. Nu putem, nu se poate. Și a trebuit să facem, desigur, toată procedura de achiziții publice, a durat, dar da, a luat un an de zile. Deci putem să punem pe mandatul dumneavoastră ghișeul.ro la ANAF, da? La, pentru că erau anumite OAT-uri care aveau deja ghișeul, vă rog să nu creăm confuzie, și plata cu cardul. Vă zic, nu a fost deloc simplu. Asta, au început să explice de ce nu se poate. Au început cu un memo. La solicitarea doamnei ministru, nu. Pentru că voi vreți asta. Pentru că vreți să faceți, să oferiți servicii mai bune oamenilor. Apoi am făcut acel exercițiu de transparentizare. Transparentabugetara.ro și aveam acolo nu știu, mii de entități, bugetele lor publicate. Nu prea a fost folosit nici de presă, nici, dar este în continuare. Nu știu dacă exact în ultimii doi ani a fost... Transparentizarea bugetelor de la toate instituțiile. Toate instituțiile sunt, da, le-am pus, da, online. Da, așa, da. Dar nu prea e folosit. Pentru că nu prea e folosit, foarte... este foarte greu, vă spun eu, că am încercat eu să știu, mă uit. Da, așa, este, da, foarte dificil de găsit. Spre exemplu, este singurul loc în care am reușit să identificăm banii pe care îi cheltuie administrația prezidențială pe deplasările, da, președintelui Klaus Iohannis. Acel proiect începuse ca o condiționalitate femeii în 2009. În 2009 această transparentizare. Da, da, veți găsi în scrisorile de intenție și știam foarte clar, nu, ce se întâmpla, ce era în acele scrisori, ce pusesem. Trebuia să treacă la contabilitatea pe angajament. Noi dăm aceste cifre de bugetare pe cash, pe numerar, forme de... Deci, în momentul în care efectiv ai plătit, faci plata salariului, nu? Sau a contractului, sau în momentul în care semnezi un contract. Și atunci îl înregistrezi ce? Când ai plătit sau de îndată ce l-ai semnat, că este obligație, da, de plată. Asta e diferența între contabilitatea pe numerar și pe angajament. Și pe angajament. Și femeii ziceau, uite, faceți o transparentizați contabilitatea pe angajament, care începe cu contabilitatea asta, bugetul pe numerar, cât plătești efectiv, cât s-a plătit. A început acest proiect, a fost cu fonduri europene, cu licitațiile contestate. Deci știu, din 2009 până când am ajuns în minister, primul lucru de care am întrebat a fost ăsta. Unde e transparența Forexe Book, se numea la acel moment. Când am ajuns cu el în guvern, au zis colegii, ce e asta Forexe Book? Nu. Și i-am pus numele transparență bugetară. Da, și într-adevăr are niște câmpuri greoaie, dar este, are, nu, toate informațiile. Dacă vrei să cauți și chiar ai nevoie de niște informații, da, într-adevăr chiar le găsești. Dar care era relația analiza cheltuielilor publice? Iar am făcut acest spending review, am cerut femeiului misiuni tehnice și nu, că nu avem. Și am zis, păi, dar nu se poate să spună să fac reforme și voi nu mă ajutați. Cu ce să fac? Veniți Corect. Cu misiuni. Și atunci am reușit, am făcut vreo două analize la ANAF și le-am publicat rapoartele. Sunt singurele rapoarte de asistență tehnică ale femeii publicate vreodată, sub mandatul meu. Bine, mi-a luat mai mult timp să iau ok-ul de la femei, că și ei aveau pașii lor, aveau 3 săptămâni interne, mi-a luat. Da. Da. Și atunci iar m-am enervat și am zis, păi cum, uite, eu vreau să fiu transparentă și mă lovesc de voi. Dar care era relația cu ceilalți miniștri, cu premierul Dacian Cioloș? Era totuși o presiune publică pentru acest guvern și erau așteptări foarte mari din partea cetățenilor de la acest guvern. Chestie care era greu de transmis la vremea respectivă. Era și un an electoral extrem de important, era o luptă extrem de mare între partidele politice și după colectiv oamenii chiar aveau așteptări de la un alt fel de guvern, de la oameni care sunt acolo ca să facă treabă. Cum se vedea din interior cred că, tot acest lucru? Cred că s-a simțit lucrul acesta, că erau miniștri veniți să facă treabă, deși nu am avut, într-adevăr, am simțit atacurile din toate părțile. Cred că eu și cu ministra justiției am fost cele mai atacate din motive lesne de înțeles. De fapt,
Da, a fost atacurile la adresa mea au început încă din noiembrie, încă de la bun început, din T0, pentru că pregăteam bugetul. Și erau foarte multe presiuni să le dau banii din trezorerie la primar. Erau presiuni de toate felurile. Ori aveam alte lucruri de făcut cu banii aceia din trezorerie, trebuia să plătesc subvențiile, era un mecanism cu subvențiile pentru agricultură. Eu trebuia să dau niște avansuri și banii se întorceau cam într-o lună de zile și nu-mi permiteam să rămân fără bani, să pun în pericol aceste subvenții europene pentru a satisface dorința de bani a liderului PSD. Acolo era marea problemă și acolo era, deci acolo am avut toate atacurile, au venit de acolo și au venit, da, din păcate, foarte urât. Vă știați urât. Personal? Ați avut vreodată vreo discuție personal cu Liviu Dragnea? V-a contactat vreodată? Sau? Eram în ședințele acestea, dar așa să stăm la un suc, nu am avut. Nu la un suc, zic politic. Ați simțit că spuneați că ați simțit presiunea lui Liviu Dragnea în guvern, dar v-a contactat vreodată să vă ceară vreun favor sau efectiv avea doar oameni care vă cereau și înțelegeați că vin din zona PSD? Da. Repet, aveam discuții în... Am avut câteva discuții, dar presiunile veneau și mai ales în spațiul public. El se adresa, el îmi transmitea aceste mesaje prin intermediul presei. Era foarte, foarte dibaci așa. Eu habar n-aveam, nu înțelegeam cu ce se mănâncă. Nici nu cunoșteați personajul. Da, prima dată, nu. Și nici nu înțelegeam, adică nu pricepeam cum se întâmplă lucrurile acestea. Bun, și acum nu mă ajută cu nimic, înțeleg, pentru că oricum nu le-aș aplica sau nu... Da, măcar, dar nu știam să am această atitudine de teflon, așa de. Da, da, sau măcar nu vă simțiți atacată așa. Adică le lăsați acolo, înțelegeți că e jocul politic, e mult mai ușor, nu acum. Da, știu, eu cred că la un moment dat pe banii ăștia îmi cerea, mă presa, dar prin intermediul public. Așa, și la un moment dat a început, incompetentă aia de dragul, m-am supărat foarte tare și am spus premierului că eu îmi dau demisia, că nu am venit în România în guvern să mă facă Dragnea incompetentă. La cât timp era asta? La vreo două luni, cred. La vreo două luni, da. Așa de repede? Și care a fost reacția lui Dacian Cioloș? E, lasă-mă. Nu. Da. Domnul Cioloș este așa, foarte calm, ardelean, ia lucrurile așa cum sunt, vrea să fie toată lumea fericită, să fie... Este un om care adună în jurul lui oameni sau este un bun lider, ca să fiu mai precisă? Că contează mult dacă e șeful guvernului să fii și un bun lider. Cred că a fost un bun lider în acea perioadă, în perioada guvernului tehnocrat și a adunat mulți oameni de calitate, oameni buni, oameni pe care îi vedem în continuare, cum spunea și dumneavoastră, și care, da, cred că au adus o schimbare în peisajul acesta politic, în bine. Sunt oameni cu idei, care vor să schimbe lucrurile cu un CV mai bun. Care a fost momentul în care Dacian Cioloș a decis că vrea să intre în politică și când a fost momentul în care v-a chemat și pe dumneavoastră în această construcție politică, dacă vreți? Eu în cursul anului 2016 am declarat în mai multe rânduri că nu vreau să fac politică și că am destul de muncă. Ne uităm astăzi, doamna Dragu, și uitați unde sunteți. Da. Asta apropo că mă întrebați dacă mi-am dorit, nu... Era, da, chiar odată la o discuție cu, era și un comisar european și am zis, eu nu vreau să fac politică și s-au uitat foarte mirați așa la mine, adică n-am înțeles de ce erau atât de mirați, pentru că eu simțeam că am atât de mult de lucru, că n-am timp de chestii de-astea. Apoi domnul Cioloș a spus cine vrea să intre să candideze în 2016, da, părăsește guvernul și e ministru. Cred că pe mine nici nu m-ar fi lăsat, pentru că nu prea puteai să pleci de la finanțe și să ce să faci, să așa, lași. Așa, îmi amintesc că acel moment, așa, da, când domnul Cioloș a pus pe masă ori cuvert tehnocrat, ori candidați la Anică, da. Alegeri. Nu putem avea și politic și tehnocrat în aceeași corect structură. Da.
Atunci n-am avut nicio problemă de alegere, că nu aveam nici cea mică intenție. Nu aveți intenția de a intra în politică. Nici nu aveam discuții cu partidele. Deci nu. După care, după terminarea mandatului, da, mi-amintesc că în ultima ședință de guvern am avut așa o ședință mai relaxată și ne întreba pe fiecare ce vrem să facem, ce facem în continuare. Și de curând m-am întâlnit cu cineva care a fost la acea ședință de guvern și îmi spunea: măi, tu ai zis că vrei să faci supă cu găluște acasă pentru copilul tău. Și da, într-adevăr am făcut. Stăteați foarte puțin acasă. Soțul n-a regretat că v-a susținut să mergeți la miserele? Nu l-am întrebat. N-ați avut curaj să-l întrebați? Nu. Apoi am stat câteva luni, mi-am luat suspendarea de la comisie ca să stau cu copilul și să mă recuperez. Ați făcut supă de găluște? Asta da, vreau să știu. Da, deci ați făcut supă de găluște? Am făcut câteva luni, numai asta făceam. Bun, mai aveam câteva poziții publice, câteva interviuri aici colo, dar am stat acasă până în vară, când a terminat copilul școala, pentru că mai se termine clasa întâi, nu poate să facă jumate acolo, jumate. Și am plecat în vara lui 2017, ne-am întors la Bruxelles. La Bruxelles. Unde am mai făcut și acolo o supă de găluști, dar apoi am început încă din România, din 2017, am început platforma România 100. Da, așa e, cu asta s-a început, da. Exact, și apoi am început să ne mai organizăm. În 2018 deja am pus, am format partidul Plus. Mișcarea România Împreună, au fost care multe rebranding-uri. N-a trecut de instanță. Ah, ok, da, după, da. La fiecare termen în instanță apărea unul care avea o contestație de făcut. A fost foarte urât acel moment. Ar fi trebuit să-mi dau seama de atunci că lucrurile sunt mult mai dure decât par. Apoi a venit momentul, da, am 2020. Făcut Partidul Plus. A, și a venit așa, momentul 2020. Momentul, da, 2020, candidatura. Eu, între timp, sectorul privat și era foarte bine. Însă am avut acea... A fost un moment interesant. În august 2020 am făcut COVID, prima formă. Destul de repede. Fost foarte urât atunci și cu mama. Și apoi am venit acasă, mi-am făcut abonament la Netflix, cred că eram ultimul român fără abonament la Netflix. Și mi-a zis o prietenă să te uiți la serialul Porgan, e foarte bun și o să-ți placă. Și m-a atras ceva mai mult viața politică uitându-mă la acest serial, deși este foarte idealizat așa. Și tot stăteam în această, aveam această angoasă, acest semn de întrebare dacă să intru sau nu în politică să candidez. Și mă gândeam, ok, la vârsta pe care o am, cu siguranță ar fi cam, dacă mai târziu, ar fi prea târziu. Și ar trebui să fac acum pasul acesta. Și până la urmă am luat decizia să candidez. Am început pașii interni cu alegerile interne la V-ați înscris în partid? Sau erați nu, deja? Eram înscrisă, păi eram membru fondator la erați partid. Erați membru fondator, da, al partidului. Da. Și ați făcut și pași mărunți, activitate, așa foarte mărunți în politică, dar s-a concretizat cu candidatură din partea dumneavoastră în 2020 la alegerile parlamentare pentru o funcție senator de București, dacă nu mă înșel, da, nu? De aici, din București. Soțul, băiatul, ce-au spus când ați început să faceți pași spre politică și chiar să candidați? Da, erau obișnuiți cu expunerea publică și cu viața de asta, știau ce înseamnă. De la momentul în cât ați fost ministru de finanțe. Dar și rămâi în viața publică. Categoric. De, da. Deci fost ministru de finanțe, până da, la urmă. Pot să vă spun că băiatul meu, după ce am preluat mandatul, care nici n-a fost unul de senator, ci de președinte de senat, deci iar direct, cu da, sute de ore de muncă, a deschis frigiderul într-o seară și a zis: de când e mami senator, e frigiderul gol. Ok. Mai umpleam din când în când. Dar mai făcea supă. S-au dus vremurile. Iar nu aveați timp de supă pentru gel mic. S-au dus vremurile alea. Da. Și... Păi nu, momentul în care ați ajuns senator, un moment important,
pentru mulți politicieni visează la momentul în care ajung senatori sau deputați, dar au început negocierile pentru formarea noului guvern, a noii coaliții și împărțirea funcțiilor în stat. Cum ați ajuns să fiți noastră candidatul USR Plus la funcția de președinte al Senatului? A fost propunerea colegilor mei, ei m-au susținut, desigur. Care colegi? Mai colegii mult plus. Pe colegii din plus. Da. Deci Dacian Cioloș a fost cel care a venit cu propunerea Anca Dragu, președinta Senatului. Da. Da? Și cei de la USR au acceptat foarte ușor. Și noi aveam un algoritm între noi și... Deci algoritmul politic de negociere dintre USR și plus au fost asta. Atunci, erau mai multe opțiuni. Cu siguranță eram una dintre persoanele care s-ar fi pretat și la o funcție în guvern. Aveam deja pălăria de ministru. Și de ce ați ales funcția de președinte al Senatului și nu de ministru? Că vorba aia, aveați deja experiență, știați cum merg lucrurile. La Senat erau lucrurile cu totul erau, noi. Pe de o parte, un algoritm, pe de altă parte și pe mine m-a interesat să văd, și eram curioasă să văd cum, să învăț mai mult, să văd și partea asta de Parlament și de guvern deja o știam, dar dacă mă întrebați acum guvern sau parlament, da, răspund fără ezitare guvern. Guvern? Acolo faci lucruri, poți mișca, dacă muncești, ai echipă, da, la parlament știi e ceva. Foarte, la parlament e foarte greu că nu ai majoritate. La parlament, da. Da, au fost lucruri care v-au plăcut la funcția aceasta de președinte al Senatului. Statutul era totuși un alt statut, erați al doilea om în stat, erați imediat după președinte. Nu știu, să conduceți ședințele de plen, întâlnirile pe care le aveați, discuțiile pe care puteați să le abordați, evenimentele la care erați invitată. Am considerat această funcție ca pe o foarte mare responsabilitate, tocmai din acest motiv că este o funcție înaltă în ierarhia statului. Și atunci trebuie să fii cât mai aproape de perfect, să fii impecabil. Reprezinți țara ta. Ești unul dintre cei câțiva oameni care reprezintă România. Primii patru oameni în stat. Da, și atunci acest lucru era o presiune. Mă pregăteam foarte mult pentru toate ședințele de plen, pentru toate ședințele externe, întâlnirile externe și cred că am făcut, am avut relații foarte bune în a reprezenta România, într-adevăr. Vorbesc limbi străine, pot să am, cred că am fost o prezență a Senatului și de fapt am făcut Senatul o instituție mai vizibilă. Asta mi-au spus foarte mulți oameni. Și nici nu știam că există ce face Senatul României. Da, e o problemă generală, să știți, că mulți nu știu ce face Senatul României. Poate și de asta avem și o prezență scăzută la vot. 2024 este un an important. Nu mai avem foarte mult timp, doamna Dragu. Aș vrea să vă întreb așa, ca să încheiem într-o notă așa de sărbătoare, care este cea mai plăcută amintire pe care o aveți de sau despre Crăciun? Ce înseamnă pentru dumneavoastră Crăciunul? Stați acasă cu familia? Din copilărie. Sau copilărie? Da. Ce făceați în copilărie? Păi, în primul rând, mă chinuiam mereu să îl pândesc, să-l prind pe Moș Crăciun, să nu adorm și eram convinsă că nu voi adormi și mă trezeam dimineață, totuși. Era acest regret că iar am adormit, apoi bucuria cadourilor și rudele, prietenii, joacă, petreceri. Deci am avut o copilărie foarte frumoasă cu foarte mulți oameni în jurul meu care mă iubeau și mă încurajau și da, e o amintire, copilăria, o amintire frumoasă și Crăciunul e o amintire frumoasă. Mi-amintesc că cum venea tata cu cadouri, cum mama îl certa că de ce aluncă banii iar că n-avem bani, dar da, și asta făcea parte din Crăciun. Și asta fac parte din amintiri. Vă mulțumesc tare mult, doamna Dragu, a fost o plăcere să vorbim despre viață, despre femei în politică, despre cariera dumneavoastră. Poate vă cunosc și telespectatorii mai bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și astăzi. O seară bună! Mulțumesc!